Măsurile pe care le-am luat prin recenta ordonanță în zona energiei vin pe undeva să completeze. N-ar trebui să sperie pe nimeni diminuarea plafonului de la 300 la 255 de kWh. Până la urmă, 98% din date evidențiate foarte clar de facturile anterioare, 98% dintre români sunt acoperiți de acest lucru. Dar o măsură de cumpătare și economisire este binevenită în a ajuta țara să traverseze acest moment de maximă dificultate. Ei, gândiți-vă acum dacă acestor măsuri le-am contrapune sau le-am asocia, eu știu, o anume, hai să nu-i zic risipă, generozitate bugetară în a folosi banii pe care Sau o nu-i generozitate avem, populistă? sau populistă. Premierul nu s-a ferit să rostească acest cuvânt în cadrul declarațiilor de presă care le-a avut după ședința noastră și a făcut apel la așezare, la cumpătare, la, eu știu, o anume detașare a partidelor de aceste sloganuri, aș putea spune, politice, mai ales în perioade de criză. Și subliniez încă o dată, dacă iei astfel de măsuri sau dacă încerci să dai frâu acestor așteptări, de altfel legitime ale populației. Cu toții ne dorim acest lucru, să ne crească veniturile de la cele mai mici până la cele mai mari. Cred că nu e nimeni în lumea asta care să spună că nu și-ar dori acest lucru, dar acest lucru trebuie să fie sustenabil și, bineînțeles, să fie o măsură care să nu-ți afecteze alte cheltuieli ale statului pe care le ai în această criză. Că tot suntem la capitolul măsuri, o altă măsură pe care a anunțat-o Marcel Ciolacu, mă rog, o discuție care va avea loc în coaliția de guvernare, serviciile publice, bisericile și Metrorex trebuie să beneficieze de plafonarea și compensarea prețurilor la energie. Fapt pentru care a zis președintele PSD că va propune în Parlament amendarea ordonanței aprobate zilele trecute de guvern. A avut loc o discuție în coaliție pe subiectul acesta? A avut loc Știați înainte să apară da. declarația că va fi o astfel de discuție? Da, această discuție vă pot confirma că a avut loc înainte să apară tema public lansată de președintele Ciolacu. O susține Partidul Național Liberal? Da, există acest segment al serviciilor publice și al utilităților care cu siguranță va fi afectat de aceste creșteri în zona energiei. La fel biserica, nu, care știți foarte bine, nu are suficiente venituri în a-și asigura fondurile necesare pentru facturi mai mari decât au existat până în momentul de față, dar toate aceste lucruri trebuie însoțite de un calcul bugetar oferit de Ministerul de Finanțe. Îl Probabil avem? că îl vom avea în momentul în care ordonanța va intra în procedură parlamentară și în comisiile parlamentare vom veni cu aceste adăugiri la ordonanța existentă, aceste amendamente pe care le putem formula, urmare, bineînțeles, a acoperirii bugetare pe care ne va transmite Ministerul de Finanțe. Deci, din punctul nostru de vedere, nu e absolut niciun fel de problemă, nu este o temă PSD-istă sau o temă liberală, Știți, sunt lucruri absolut nu normale. putem să nu ne întrebăm de ce, de exemplu, nu iese premierul să facă astfel de declarații. Ne uităm uneori la declarațiile făcute de Marcel Ciolacu și ne întrebăm, oare nu el este premierul? Sau el este premierul acestei coaliții? Pentru că, v-am zis, vine Marcel Ciolacu cu anumite afirmații, declarații, anunțuri și apoi vine Partidul Național Liberal și își dă cu părerea. Cam așa e. Cam așa funcționează Nu acum, din sunteți ce primul vedem noi. reprezentant al presei care îmi semnalează lucrul ăsta. Vă pot afirma cu certitudine că nu suntem într-o competiție electorală și nu există, eu știu, o Sau jumătate poate cei de la albă PNL nu sunt într-o o... competiție electorală. sau poate cei de la PNL nu sunt o competiție electorală la nivel declarativ cu partenerii social-democrați. La fel vă pot confirma că nu există o jumătate albă a guvernării și o jumătate neagră a guvernării. M-aș raporta, când vorbesc de aceste lucruri, de deciziile pe care le ia coaliția și deciziile guvernamentale. Pentru că nu tot ce se spune la televizor se transformă și în decizii. Dar nu sunteți, De nu asta. știu, nemulțumite de faptul ăsta? Adică, ca liberal, mă gândesc, a ieșit în loc să iasă premierul, da? Cum ar, poate ar fi normal, premierul unei coaliții, iese un alt partener de coaliție să ne anunțe. Nu sunteți deranjat de astfel de greșeli? Recunosc că mi-ar plăcea să existe o linie generală de comunicare a acestor măsuri, una comună. Dar acum, vedeți dumneavoastră, nu am făcut această alianță sub obligația de a ne iubi sau de a ne, eu știu, înțelege sau de a ne lăuda unii pe alții. Atâta timp cât cei de la PSD așa înțeleg
să aibă, eu știu, conduita publică, încerc să mă acomodez situației și merg pe linia dată de președintele PNL și premierul acestei țări, Nicolae Ciucă, a seriozității și responsabilității. Adică, anunțurile publice le facem în momentul în care există soluții, anunțurile publice le facem în urma unor decizii comune, nu a unor aspirații sau a unor, eu știu, gândiri ale unui partid sau altul, și asum în egală măsură aceste diferențe care există între cele două partide. Adică, este evident faptul, și cred că acum se vede poate mai limpede ca niciodată, că PSD nu este egal cu PNL. Adică există diferențe de optică între cele două partide, de optică politică. Există diferențe de comportament între cele două partide, apropo de declarațiile publice. Există și diferențe de viziune. Adică, în mod clar, partidul de stânga are un anume mod de a trata situația economică. Noi, cel de dreapta, o vedem în cu totul alte date. Dar cel mai important lucru, apropo de acest evident diferent de ADN politic, este programul de guvernare.